Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În mai, energia va bate în Scorpion ca o tobă. Ești capabilă să muți munții. Astrele îți oferă toate instrumentele pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. Folosește-le. Pe frontul romantic, sunt mici schimbări plăcute, dar în relații de prietenie pot apărea situații neplăcute. Între timp, în luna mai este important să înțelegi că, dacă legăturile anterioare sunt întrerupte, se poate pierde din atenție un spate de încredere. Deci, în acest sens, reprezentanții impulsivi ai semnului nu ar trebui să taie toate punțile. Dragoste. Scorpionii trebuie să rezolve relațiile de neînțeles. Poate că ai devenit o statică unui triunghi amoros sau va trebui să alegi între prietenie și dragoste. Nu va fi ușor să decizi, dar un outsider îți va da un sfat bun, vei asculta părerea din exterior. Reprezentanții singuri ai zodiei nu se grăbesc să intre într-o relație și vor fi puțini solicitanți, dar totul se va schimba după 15 mai. Vei avea mai multe șanse să întâlnești oamenii interesanți. Fii pregătită pentru faptul că cineva va arăta în mod constant interes pentru tine. Sănătatea. Scorpionii sunt în general foarte sănătoși, totuși în luna mai ești predispusă la răceli frecvente. Dacă dorești să te recuperezi rapid, atunci utilizează metode populare care îți sunt familiare de multă timp. În primul rând, amintește-ți despre prevenire, temperează-te și ia mai multe vitamine. Petrece mai multă timp la soare. În a doua jumătate a lunii mai, este posibil să observi probleme cu sistemul respirator. Fumătorii ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei probleme, deoarece acest factor va agrava situația. Nu te lăsa brusc de fumat, studiază această problemă în detaliu, folosește instrumente speciale pentru a combate obiceiurile proaste. Banii. În muncă, scorpionii nu au egal. Reușești să faci totul deodată și să faci totul nu numai rapid, ci și cu înaltă calitate. Poți conta pe încurajarea superiorilor tăi. Tot în luna mai ți se va oferi posibilitatea de a pleca într-o călătorie de afaceri. Dobândirea unei noi experiențe îți va permite să ajungi la o nouă etapă în cariera ta. Unii dintre colegii tăi vor dori să se apropie de tine. Problema financiară trebuie ținută sub control. Vor fi prea multe cheltuieli în luna mai care abia se potrivesc în planurile tale. Fii pregătită pentru dificultățile materiale. Dacă situația devine foarte acută, atunci nu ezitați să-ți contactezi rudele, acestea te vor ajuta foarte mult. Scorpionii șomerii își vor găsi multe oferte de muncă bune. Nu ar trebui să te gândești multe la oferte, acum aproape tot ce ți se oferă este ideal. Dacă amâni cu această problemă, riști să te îndatorezi mult și să rămâi multă timp într-o situație financiară dificilă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!